de treci codri de aramă și mai reușești să treci și pe zebră, ajungi la părculețul de la intrarea pe strada Nicolae Iorga. Un părculeț elegant, modern, european, realizare a administrației Portocalii, să nu uităm. Nu este rolul administrației să administreze orașul, ci trebuie să-i lăudăm pentru fiecare pas. Nu avem voie să sesizăm lucruri nereușite, ca să nu zicem altfel. Corupție există, dar nu avem corupți. Iată, monumentul care, ce-o fi însemnând? Fiind turdean, bănuiesc că acolo sus în vârf este un drop de sare, simbolul Turzii. Bineînțeles că coșurile de gunoi, pubelele și băncile trebuie să fie portocalii, cât mai stridente, pentru că este un loc de relaxare. Soclul monumentului, statui, cum vreți să-i spuneți, este îngrijit, realizat. Printre dale crește iarbă, că suntem în părculeți, trebuie să ne relaxăm, nu-i așa? Se repară și fântâna. Pentru chestia asta se mai strică un pic dalele. Ca și cealaltă, fântâna creează un cadru relaxant, mai ales prin albastru de viveu, mă repet, dar ce să facem, că asta este. E albastru cu picățele, nu e albastru curat. Da. Cum vă spuneam, totul este îngrijit, aranjat. Din loc în loc e loc între dale pentru tigări, pentru chiștoace. Se observă lucrătura făcută acum 2 ani, parcă, foarte temeinic. Doar natura nu ține cont de nimic. Și-a scos frunze verzi, nu portocalii, poate vor fi portocalii florile. Am zis că e strada Iorga. Hai să vedem ce înseamnă strada Iorga. Strada Iorga este o stradă veche din vechiul cartier Turda Nouă. S-a adus pământ pentru noile ronduri de flori. Cetățenii se plimbă gale. Ia uite, vechiul nostru prieten. Sănătate! Bună ziua, nu știe, dar de ce și știe să cerșească. Specificul străzii. Și nelipsiți câini vagabonzi, pardon, comunitari. Cine-i domn, pasărea-i cântă. Nu știam că marcajul ăsta e pentru parcare, dar în fine. Case vechi, multe dintre ele noite. Uite și tineri harnici. Spor la treabă! Strada Iorga a fost de curând canalizată și imediat s-a asfaltat. S-au pus și pracuri de sol.
De ce? E vreo școală? Nu e nicio școală aici. Ce liniște și ce frumos e când va fi verde și pomii înfloriți. Uite că unii au început deja să înflorească. Ia uite, s-a făcut și parcare. Uite că au început să înflorească. Sunt puțin mov florile, dar sunt frumoase. Albinele se bucură. Ăla e trântor, nu e albine, dar se bucură și el. Aici sunt oameni harnici pe strada aceasta. Dacă ne luăm după casă noi, înainte reparate. Indicații prețioase. Trage, sună, 3-6. Să trag de 3 ori, să sun de 6 ori sau... În fine, o să aflăm altă dată. Wow, ce bine e la umbră! Sala regatului a martorilor lui Jehova. Wow! Avem și un lăcaș de cult. Și o turturică fericită. Își face cu imnul în altă parte. Unii au o mașină mică, alții au o mașină mare. Iată și o intrare într-o, spre niște case, frumos asfaltată. Oh, și ceva oameni gospodari. Să fie intrare la spital? Probabil că este intrare la spital, de aceea este asfaltată și cu trotuare, domnule, și marcaj. Ia să vedem ce scrie în capăt. V-am spus că este nouă și canalizarea. Foarte bine că au adus capace turnate în Spania. Turnătorii și turnătorile noastre n-au decât să șomeze. Nu, lasă-mă că nu fur nimic. Mă latră unul mai alb și unul mai negru. E meseria lor. Să rămână, să apropie sărbătorile. Da, și cum s-a tăt lucrat, a uitat praful să... Spor la treabă. Ia să vedem cine locuiește aici. Morar. Cordiș, Miclăuș, Ștefănie. Partea se deschide spre exterior, să mă trag de o parte să nu mă lovească. Ia uite-și, un om harnic care locuiește aici. Sănătate! Cum? N-am înțeles! Nu aud bine, într-adevăr! Bună ziua! Mă întreabă dacă am vreo problemă. De ce? Arăt eu a om care are probleme? Ce faceți? Arăt eu a om care are probleme? Auziți fotografiați? Nu. Dar n-am înțeles de ce mă întreabă de probleme. Eu n-am nicio problemă. Dar eu n-am...